Este un moment intens trăit de credincioșii care se angajează în această școală, o numim noi, pentru că învățăm foarte multe lucruri. Chiar dacă prima săptămână din postul mare este una care ne cheamă la o discuție cu noi înșine, pentru că observăm la credincioșii care vin și participă în această perioadă, în această primă săptămână a postului, la slujbele de seară, la deniile în care noi rostim canonul Sfântului Andrei Criteanu, și este oarecum o trecere în revistă a tuturor lucrurilor pe care noi le-am făcut, pentru că această înșiruire de strofe surprinde atât de frumos istoria mântuirii neamului omenesc. Și momentele acestea de trezie, în care noi ne amintim de lucrurile mai puțin plăcute pe care le-am săvârșit, oarecum ne întristează. Însă să știți că nu uităm niciodată că îndemnul Mântuitorului este de a fi bucuroși, de a fi veseli, pentru că viața este un dar sfânt și uităm de multe ori de cât de importantă sau cât de mare este această lucrare a lui Dumnezeu pe care o face în lume prin iubirea sa nemărginită. Postul este, așa cum spuneam, o școală în care noi punem la încercare libertatea noastră. Este o asumare. Este, dacă vreți, un exercițiu dincolo de abținerea de la anumite mâncăruri, este un exercițiu cu noi înșine. Pentru că atunci când punem împreună și sufletul și trupul, cu siguranță că descoperim dimensiunea aceasta întreagă a credinciosului care călătorește în această lume. Perspectiva este una frumoasă, pentru că la capătul acestei școli, acestui exercițiu, e învierea lui Hristos. Mântuitorul ne reamintește în fiecare an că noi suntem angajați în această călătorie și către învierea cea din morți. Nu este ușor, nu este simplu, însă este o jertfă pe care noi o facem. Dacă ar fi să luăm un exemplu din viața de zi cu zi, din familiile noastre, le spunem tinerilor care se căsătoresc, le vorbim despre iubirea jertfelnică, de această dăruire permanentă unul pentru celălalt, de jertfa pe care o facem pentru celălalt. Noi măsurăm legătura noastră cu Dumnezeu prin intermediul legăturii cu semenii noștri, cu dragostea față de aceștia. Nu putem vorbi despre faptul că îl iubim pe Dumnezeu noi fiind răutăcioși cu cei de lângă noi. Din păcate, lumea în care trăim ușor, ușor ne-a scos din mintea noastră acest gând frumos de viață comunitară. Noi nu mai știm să trăim în comuniune unii cu alții, ne izolăm, dacă vreți, fugim unul de altul, suntem indiferenți la suferințele celui de lângă noi. În perioada aceasta a postului, trei cuvinte cheie stau împreună: postul, rugăciunea și milostenia. Pentru că bucuria omului, o luăm în sens invers, vine de la faptele bune. Și dacă faptele credinței noastre sunt vii, cu siguranță că împlinim sau ne încadrăm, ne poziționăm corect în această călătorie duhovnicească a postului. Este, așa cum spuneați, un post lung, de 7 săptămâni. În perioada
primară în biserica noastră era legat postul acesta de pregătirea celor care urmau să primească taina Sfântului Botez, legat de catehumeni, așa se numesc ei, însă ultima săptămână din post, cea care începe cu Duminica Floriilor până la momentul Învierii, este o săptămână cu totul specială, săptămâna mare sau săptămâna patimilor. Este ca un urcuș duhovnicesc perioada aceasta și fiecare dintre noi înțelegem că este o renunțare, dar o renunțare pentru Dumnezeu, pentru că puținul pe care noi îl facem ne ajută să fim mai buni, să fim mai iertători, să fim mai milostivi.